Diana s-a trezit cu un sentiment ciudat de neliniște și a fugit imediat în camera lui Teodor. Acesta era deja treaz și se uita la mama îngrijorată. Ea s-a apropiat și a privit fiul, i-a atins fruntea. Totul era în regulă. Hai să luăm micul dejun și să mergem la grădiniță, spuse femeia. Mamă, când vine tata? În câteva zile. Și mie mi-e dor de el, dar știi că lucrează. Azi te iau eu de la grădiniță, iar mâine am liber. Au luat micul dejun și s-au dus la grădiniță. Vremea era frumoasă. Au fost printre primii care au ajuns la grădiniță, deoarece Diana trebuia să se grăbească la serviciu, dar Teodor chiar s-a bucurat de asta. Avea timp să se plimbe prin curte când vremea era frumoasă ca astăzi. Diana și-a sărutat fiul pe obraz și a fugit la serviciu. Ea muncea într-un mic magazin alimentar, din care nu mai erau multe. Dar era situat într-un cartier mic și oamenii mergeau acolo. Diana însă și obișnuia să alerge la acest magazin după lapte când era mică. A deschis magazinul și și-a telefonat soțul. Când a aflat că el era bine și că va ajunge la timp, s-a mai liniștit puțin. Însă oricum îi scăpa totul din mâini pe parcursul întregii turei. Când a văzut că o sună educatoarea, a înțeles totul înainte chiar de a pune mâna pe telefon, Doamna Diana, Teodor s-a trezit complet letargic după somnul de la prânz, i-am luat temperatura și era 38,5. Veniți repede! Diana a sunat-o pe colega sa de serviciu și a rugat-o să vină mai devreme. Ecaterina era deja în magazin 20 de minute mai târziu și a lăsat-o pe Diana să plece. Când Diana a venit la grădiniță, temperatura lui Teodor scăzuse deja puțin. Cu permisiunea ei, i s-a dat un antipiretic dar apăruse o tuse, iar acum își dădea seama că va trebui să meargă la spital. Imediat după ce au plecat de la grădiniță, au mers la clinică. După ce a cumpărat medicamentele și s-a întors acasă, a sunat la serviciu și a anunțat că va intra în concediu medical. Rareori intra în concediu, așa că nu au fost probleme la serviciu. Teodor nu se îmbolnăvea des, iar când se întâmpla, bunica lui stătea cu el, dar acum și ea era bolnavă. Diana i s-a frânt inima când și-a văzut băiatul. Băiatul, ce de obicei era foarte vorbăreț acum, stătea întins pe pat și se uita liniștit la desene animate. Nici măcar nu punea întrebările aferente. În timpul nopții, temperatura lui a crescut și mai mult, iar Diana fără să ezite a chemat o ambulanță. Paramedicul a recomandat spitalizarea și, desigur, au mers la spital. Acolo, Diana era mai calmă. Erau medici în apropiere. Deși atmosfera generală era plictisitoare, dar a reușit să arunce în geantă câteva cărți și o carte de colorat coa. A doua zi au făcut o mulțime de analize, a fost o tură și abia seara totul s-a calmat. În salon cu ei era și o mamă cu fiul ei. Dar acest băiat era foarte mic, iar Teodor se plictisea. Au ieșit la o plimbare pe coridor. Acolo Teodor a întâlnit o fată era cu doar doi ani mai mare decât el. Mamă, poate să vină Vita în camera noastră și să colorăm împreună desenul acela mare. Bineînțeles că se poate, dar trebuie să o avertizăm pe mama lui Vita. Eu sunt aici singură, sunt deja mare. Acum Diana înțelegea de ce fata era atât de descurcăreață. Să mergem, o să te pieptăn. Diana visa ca Teodor să aibă o surioară, dar viața luase un alt curs. A doua sarcină a fost anulată în stadiu incipient. Iar când a încercat a treia oară, a depășit termenul de criză, ea a suspinat, dar era prea devreme. Apoi a fost dusă la spitalul, iar copilul nu a supraviețuit. Termenul sarcinii era încă prea mic, iar acum ea nu mai putea rămâne însărcinată din nou. Însă, Teodor nu a lăsat-o pe mama lui să se afunde în gânduri triste. El creștea un băiat curios și foarte cu minte iar Diana și Arcadie se bucurau uitându-se la el. Vita stătea în fața oglinzi și se admira. Două cosițe frumoase se etalau pe capul ei. Cum se numesc? Dragon. Sunt multe feluri de împletituri. Mâine îți voi împleti altele. Dimineața, Vita era deja în camera lor cu un pieptene în mâini. Diana era bucuroasă că Teodor își găsise o prietenă și nu era trist. Arcadie venise deja acasă a venit și le-a adus tot felul de bunătăți și au avut un ospăț pentru trei. Vita, mama ta lucrează mult și de aceea nu vine atât de des. Porția aceiași colanți și rochiță deja de a patra zi. Vita își ochii. Apoi Diana și-a dat seama că spusese prea mult și a îndreptat imediat conversația spre un alt subiect. O săptămână mai târziu au fost externați. Vita a fost externată cu câteva zile înaintea lui Teodor și a Dianei. Și în acele două zile, băiatul a fost foarte trist. Tristețea a dispărut doar când s-a așezat în mașină cu tatăl său, iar acesta i-a înmânat o mașină nouă cu telecomandă. Totul se întorcea la locul lui. Arcadia a spus că nu va pleca în călătorii de afaceri pentru tot restul anului și toată lumea a fost foarte fericită de asta. Diana a decorat magazinul astăzi. Ajunul anului nou este peste două luni, iar dispoziția de sărbătoare apare împreună cu ghilandele iar magazinele erau întotdeauna decorate mult mai devreme decât casele. Astăzi ea a lucrat până la ora închiderii. Mai era încă o jumătate de oră până când a auzit clopoțelul de la ușă. Un copil intrase în magazin. Fetița s-a apropiat de teșchia și a întrebat în liniște, Tanti, pot să stau aici o vreme? Diana s-a uitat la fața fetei. Vita, tu ești. Tanti Diana? Da, eu sunt. Vita, ce faci aici? Iată tăcea și se uita la biscuiții din vitrină. Ție foame? Vino aici la mine. Diana a turnat ceai și a deschis un pachet de biscuiți. Vita a mâncat cu mare poftă, iar ceaiul a încălzit-o. Acum povestește-mi, draga mea. Înțelegeți, acum, când nu este nimic de făcut în grădina de legume și toată lumea este acasă, încerc să fac plimbări lungi. Tanti Irina se întoarce târziu. Iar frații mei nu mă plac. Stop. Să luăm totul pe rând. Tanti Irina este mama ta? Nu. Părinții mei au murit cu mult timp în urmă și am locuit într-un orfelinat. Tanti Irina m-a luat la ea. Are alți trei băieți de la orfelinat și propriul ei fiu. Băieții lucrează în grădina de legume toată vara, iar eu nu le sunt de mare folos. Ei bine, ei spun că nu înțeleg de ce m-au luat dacă sunt inutilă. Te bat. Nu, nu mă bat, dar nici nu mă iubesc. Băieților le cumpără haine noi pentru munca lor, însă mie, tanti Irina îmi aduce haine vechi. Am auzit-o vorbind cu nenia Nicolae că regretă că m-a luat la ei. Ea voia să mă dea înapoi, dar el i-a spus despre un fel de control. Nu am înțeles despre ce era vorba. Dar au decis să mă păstreze. Îmi doresc să mă fi dus înapoi. Măcar acolo eram ca toți ceilalți, dar aici. Diana abia își putea ascunde lacrimile. Nu înțelegea cum era posibil așa ceva. Ea însă și se gândise să adopte un copil dintr-un orfelinat, dar știa că este o mare responsabilitate. Și de aceea nici nu începuse încă să vorbească cu arcadie despre asta. În plus, prietena ei de la tutele a povestit cazuri diverse. Nu, nu a speriat-o. Și a pregătit-o pentru ceea ce ar putea fi. Acum își amintea de acea prietenă. Uitându-se la ceas, Diana și-a dat seama că ziua de lucru se încheiase. A închis magazinul din interior și a sunat-o pe Oxana, spunându-i totul așa cum era. Oxana a spus că va veni mâine dimineață, iar acum Diana să o conducă pe Vita acasă. Vita, doar să nu spui nimic nimănui, bine. Iar mâine seară te voi aștepta la magazin acasă, după ce l-au culcat pe Teodor, s-a așezat lângă soțul ei și i-a povestit totul. Dragule, e o fată atât de cuminte. Bine, Diana, vom face totul ca să o ajutăm. Dar hai să o așteptăm pe Oxana mâine și să aflăm cum trebuie să procedăm. Oxana a sosit a doua zi, așa cum a promis. Diana, înțelegi, nu putem lua pur și simplu un copil de la o familie. Nu a existat nicio plângere împotriva lor. Ce-ar fi dacă am face o verificare a familiei? O verificare de rutină va avea loc abia peste două luni. Însă una neprogramată, doar la cerere. Diana și Arcadie s-au uitat unul la celălalt. Dar dacă depun o reclamație. Am fost în spital și am văzut că fata nu a fost vizitată. Chiar și medicamentele au fost cumpărate de către Arcadie. Și ea se uita la soțul ei cu jenă. Da, nu i-a spus că medicamentele nu sunt toate pentru Teodor, deci și-a dat seama că el nu va refuza și fata se plimba singură până se însera. Și ea nici măcar nu este încă o școlăriță. Iar mai departe, a urmat un proces birocratic. Vita i-a spus totul Oxanei, a cerut să se întoarcă la orfelinat, iar ea a fost luată. Diana și Arcadie au început să întocmească actele, dar mai aveau încă multe de făcut. Venea o dată pe săptămână la orfelinat și o vizitau pe Vita. Iar odată au surprins-o vorbind cu Tedor, Teo, ai grijă de părinții tăi! Dacă aș avea asemenea părinți, aș fi cea mai fericită din lume. Aici, inima lui Arcadie s-a topit în sfârșit. Seara, la cină, Teodor era tăcut. Fiule, de ce nu spui nimic? Mamă, tată, știți, am decis ce-i voi cere lui Moș Crăciun și atunci adulții și-au dat seama că au și uitat că se apropia o astfel de sărbătoare. Dar nu-i nimic, mai sunt câteva săptămâni în care pot fi cumpărate cadourile. Ce-ți dorești, fiule? Vreau ca Vita să fie surioara mea și să locuiască cu noi. Promit că o voi proteja și nu-i voi face rău niciodată. Diana și-a îmbrățișat fiul și lacrimile i-au curs pe obraj. Nici Arcadie nu s-a putut abține și a ieșit din bucătărie. Teodor dormea liniștit în pătuțul lui, dar Diana și Arcadie nu puteau adormi. Diana, nu vom putea obține toate documentele înainte de anul nou. În cel mai bun caz, până la sfârșitul lunii ianuarie. Doar un miracol ne va ajuta. Dragule, știi că miracolele sunt făcute de mâna omului. Principalul lucru este să crezi. A doua zi, au vorbit cu șefa orfelinatului. Doamna Olga, într-o săptămână vom termina școala de părinți adoptivi. Ne dăm seama că înregistrarea ulterioară va dura mult timp, dar vă rugăm să ne ajutați să creăm un miracol. Este posibil ca Vita să vină la noi în vacanța de anul nou? Doamna Olga a văzut cum se uita fata la Diana și Arcadie. Cum vorbea cu Teodor, iar apoi a povestit mult despre cosițele alea neobișnuite pe care îi le împletise tanti Diana în spital. Și ea a spus, bine, o să mă gândesc la asta. Reveniți când terminați școala. Toată săptămâna aceea, Diana și Arcadie au fost foarte agitați. L-au ajutat pe Teodor să scrie o scrisoare pentru Moș Crăciun, iar tata a dus-o la oficiul poștal. Asta credea Teodor, bineînțeles. Dar, de fapt, Arcadie stătea în parc și privea zăpada căzând. În jur, oamenii se grăbeau undeva, iar el dorea un singur lucru: ca această fată mică, fragilă, să devină parte din familia lor. La ce te gândești, tinere? A răsunat o voce de bărbat în apropiere. Arcadie și-a ridicat privirea și în fața lui stătea Moș Crăciun. Și el își dorea să creadă într-un miracol, la fel ca în copilăria lui. Moșule, poți să faci un miracol? Bărbatul a râs. Sigur că da. A fluturat toiagul și a spus. Gata, s-a făcut. Așteaptă miracolul. L-a bătut pe Arcadie pe umăr și a plecat fără să înțeleagă de ce, Arcadia a început să zâmbească. Starea de spirit s-a ridicat și exista încrederea că totul va fi bine. A doua zi, se afla în biroul doamnei Olga. Era o mulțime de hârtii în fața lor. Au adus tot ce au putut. Uitându-se la ele, femeia a zâmbit. Văd că ați pregătit aproape tot ceea ce este necesar. Dar înțelegeți că perioada de înregistrare nu este rapidă și mai sunt încă sărbătorile de anul nou înainte. Stați, nu vă întristați, și-a întins hârtiile. Diana și Arcadie s-au uitat întrebători. O puteți lua pe vita în vacanță. Acestea sunt actele prin care vă asumați responsabilitatea pentru copil pentru această perioadă. Se practică ca copilul să meargă în weekend la viitoarea lui familie, să se obișnuiască cu ea. Și cum vita este categoric de acord cu asta? Noi am vorbit cu ea, desigur. Rămâne doar să semnați, iar în trei zile puteți veni să o luați. În aceste zile, Arcadia a cumpărat un brad de Crăciun, ghilande și jucării. Au avut ghilande, dar anul acesta au vrut ca întregul apartament să fie împodobit cu luminițe. Tată, când vom decora bradul? Mâine, fiule! Mâine avem o mulțime de lucruri de făcut și totul va fi dedicat sărbătorii. Dimineața de vreme, erau cu toții în mașină. Când Teodor a văzut că se apropiau de orfelinat, a exclamat. Moș Crăciun a primit scrisoarea mea, și a decis că merit o surioară. Mergem să o luăm pe vita, nu-i așa? Da, fiule. O jumătate de oră mai târziu, fericita Vita alerga spre ei pe coridor. Iar doamna Olga admira, privind din afară familia fericită. Mai departe au fost multe magazine de unde i-au cumpărat fetei haine, lenjerie de pat și tot felul de lucruri mărunte. Era încântată că îi se permitea să aleagă totul singură. Iar acasă, bunica ordona în acest moment parada sub forma unui pat nou și are rearanjării în camera copiilor. Au venit acasă fericiți, dar obosiți. Ei bine, salutare nepoțică! Eu sunt bunica Natalia. Vita a fost privită de o bunică foarte drăguță, iar ea s-a apropiat și a îmbrățișat-o pe femeie. Să mergem, o să-ți arăt patul tău și dulapul. Bunica i-a luat pe Teodor și pe Vita. Iar Diana și Arcadie au cărat pungile în sufragerie și bucătărie. După ce Teodor i-a făcut lui Vita un tur al apartamentului, s-au apropiat de părinții lor. Tată, o să împodobim bradul de Crăciun acum? Sigur că da, Așteptam doar ca toată familia să fie împreună și i-a înmânat steaua fetei. A ridicat-o brațe, iar fata a pus-o pe vârf. Și s-a uitat pe fereastră la cer și a spus liniștită, Mulțumesc, Doamne! Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, vă puteți abona la canal pentru a nu rata noile istorii. Ne reauzim în curând. Pa, pa.